Numărul celor confirmați cu COVID-19 scade în județul Mehedinți. În ultimele 24 de ore, 11 cazuri au fost declarate pozitive. În acest moment, 59 de teste se află în lucru. 10.386 de persoane au fost testate de la începutul pandemiei și până în prezent în județul Mehedinți, din care 9.505 probe au fost negative. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea: 513 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 822 persoane sunt confirmate COVID-19 de la începutul epidemiei, în ultimele 24 de ore fiind înregistrate 11 cazuri de îmbolnăvire, 131 persoane sunt internate, dintre care 13 persoane sunt internate la secția ATI, 102 persoane se află în izolare la domiciliu asimptomatice și 36 de decese au fost înregistrate la începutul epidemiei. Județul Mehedinți este printre ultimele locuri la numărul de îmbolnăviri cu coronavirus. În cazul celor trei focare declarate la nivelul județului, nu a mai fost declarat niciun caz nou de COVID-19.